Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea au dispus dimineața zilei de 26 februarie 2019, începând cu orele 8, respectiv 8:30, pe o durată de 24 de ore, a trei inculpați, respectiv SBI, VGC, VGV și CMD. Față de aceștia se efectuează cercetări astfel. Față de inculpatul SBI, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat, tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul nematriculat. Față de inculpatul VGV, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat, tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept. Față de inculpatul CMD, se efectuează cercetări pentru complicitate la infracțiunea de omor calificat și complicitate la tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificate, infracțiunile fiind comise de cei trei inculpați în concurs real. Din probatorul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale, rezultă că la data de 22 februarie 2019, în jurul orelor 19 și 42 de minute, victima circula cu autoturismul proprietate marca Mercedes, înmatriculat sub numărul VN62M, pe drumul județean 205 IR, Focșani, Slobozia, Cerești, moment în care a fost împușcată în zona membrului superior stâng de către o persoană neidentificată, iar leziunile produse prin împușcare i-au provocat decesul, sesizarea fiind făcută la data menționată anterior. Din cercetările efectuate, a rezultat că în perioada 3 ianuarie 2019-22 februarie 2019, cei trei inculpați au efectuat activități pentru a pregăti săvârșirea acestor infracțiuni, în sensul că au achiziționat un autoturism de teren, căruia i-au schimbat culoarea, au montat o bară metalică de protecție în partea din față, i-au montat plăcuțe cu număr fals de matriculare. Totodată, cei trei inculpați s-au interesat, prin rândul cunoștințelor din județul Vrancea, asupra programului victimei, asupra orei la care aceasta pleacă zilnic de la locul de muncă, către localitatea de domiciliu, Slobozia, Ciorăști, în același timp verificând traseul pe care victima îl parcurge zilnic. În aceste condiții, în după-amiaza zilei de 22 februarie 2019, în jurul orelor 19, inculpații s-au deplasat în municipiul Focșani, doi dintre aceștia cu autoturismul modificat, în sensul menționat anterior, iar cel de-al treilea cu un alt autoturism, urmând a asigura scăparea celor doi, primilor doi inculpați, dacă ar fi intervenit probleme în desfășurarea acțiunii. Astfel, inculpații care se deplasau cu mașina de teren, cu numerele false de matriculare, au intrat în mod intenționat în coliziune cu autoturismul condus de victimă, în timp ce acest autoturism rula pe drumul județean 205 IR Focșani, Slobozia, Ciorăști, blocându-l. Ulterior, au coborât din autoturism, au executat asupra victimei două focuri de armă, împușcăturile provocând leziuni care au provocat decesul victimei. Inculpații au mers la locul faptei înarmați, inițial cu scopul de a sustrage suma de bani care se afla în autoturismul victimei, însă aceștia au prevăzut și au acceptat că prin modul de acțiune ar putea provoca moartea victimei, ceea ce s-a și întâmplat de altfel. După săvârșirea faptelor, inculpații s-au grăbit să părăsească locul faptei, de teamă să nu fie identificați de alți participanți la trafic. Au abandonat autoturismul avariat, după care au plecat către locul de întâlnire cu cel de-al treilea inculpat, care i-a preluat cu un alt autoturism, spre nu a fi identificați în zona comiterii faptelor. Inculpații s-au sustras urmăririi penale după săvârșirea infracțiunilor menționate, pentru care sunt cercetați în cauză, încercând să părăsească teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Mădlac, județul Arad, unde au fost identificați de Poliția de Frontieră ca urmare a dării inconsemnă acestora. Cercetările în cauză continuă în vederea stabilirii situației de fapt, a lămuririi tuturor împrejurărilor faptei, în vederea tragerii
la răspundere penală. În cauza activitatea infracțională a inculpaților, a fost documentată de ITJ Vrancea cu sprijinul IGPR, Direcția de Investigații Criminale, Institutul Național de Criminalistică, Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor și Direcția de Operațiuni Speciale. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de Procedură Penală, necesară în vederea propunerii arestării preventive, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.